Bine ați venit pe canalul Îngustă este Calea. Astăzi vreau să vorbesc despre ceremonia de deschidere a Olimpiadei de la Paris. O ceremonie de deschidere care a conținut blasfemii. Da, blasfemii la adresa Domnului Isus Hristos, la adresa creștinătății. O ceremonie care a avut scene cu încărcătură satanică, demonică, care au bat jocorit pe Domnul Isus Hristos și celebra scenă a cinei care a avut loc între Domnul Isus Hristos și apostolii înainte, cu foarte puțin timp, înainte ca uh, Isus să fie uh, răstignit. Și, bineînțeles, după aia să uh, învieze. Sunt foarte multe de discutat aici. Personal, ca și creștin, nu mă surprinde. Pentru că, în trecut, s-au mai întâmplat de foarte multe ori când Satana a profitat de evenimente sportive cu o mare audiență și nu numai, vedem asta și în filme și în videoclipuri cu o satanică fie ca imagini, fie ca versuri, fie ca ambele, deci au mai fost nenumărate cazuri și în trecut. Întotdeauna satana a profitat de prilejuri în care au fost evenimente de anvergură, de anvergură cu o, audi o audiență enormă și am proșcat cu noroi în Domnul Isus, în valorile creștine. Astea fiind spuse, chiar dacă nu mă surprinde, pentru că o să vedem mai încolo, Sfânta Scriptură, Dumnezeu prin Sfânta Scriptură ne avertizează că aceste lucruri se vor întâmpla. Deci cu toate astea, cu toate astea, mă întristează. Aceste lucruri mă întristează, mă înfurie. Simt cum sângele începe să-mi fiarbă. Dar ca și creștin, ca și creștini, trebuie să ne menținem calmul, să ne rugăm, știm din Sfânta Scriptură că aceste lucruri trebuie să se întâmple, Ba chiar trebuie să ne rugăm pentru acești oameni prin care diavolul face aceste blasfemii, pentru că ei sunt, sunt sub influența diavolului, au crele spălate, au mințile uh, intoxicate, chiar dacă știu sau chiar dacă, chiar, chiar dacă nu știu și fac jocul diavolului. Deci trebuie să ne rugăm ca uh, să-și dea seama. De păcate, până nu e prea târziu, pentru că vor da socoteală pentru aceste lucruri, va veni momentul când va da soc, vor da socoteală pentru aceste lucruri, deci trebuie să ne rugăm ca mințile lor să se limpezească, să iasă din acest păcat și să se pocăiască, să-și ceară iertare lui Dumnezeu. Deci, scopul acestui mesaj video este să trag un semnal de alarmă pentru cei care nu au văzut festivitatea de... Uh, deschidere că s-a ajuns ca niște lucruri satanice, demonice, blasfemii să fie făcute pe față. Cine nu a văzut, nu vreau să fac reclamă, nici nu trebuie să vă uitați, o să vă spun ce s-a întâmplat. Cina cea de taină, celebra pictură a lui Leonardo da Vinci, care redă un pasaj biblic important, respectiv cina Domnului Isus Hristos, cu apostolii, cu discipolii, înainte ca uh, Isus să fie răstignit, este blasfemiată. Nu vreau să afișez pe ecran cum, dar este blasfemiată. Și mai apar și alte lucruri, cei care își cunoaște Sfânta Scriptură, mai apar fel de fel de uh, lucruri, uh, niște simbolistică din Biblie, respectiv din cartea Apocalipsa, plus un individ grotesc care reprezintă, din ce am înțeles, un zeu, deci un Dumnezeu fals, un idol, deci tot ce făceau oamenii cu mii și mii de ani în urmă din vremul biblice și ce au făcut întotdeauna, acum se amplifică, acum se arată pe față fără nicio rușine. Deci de asta creștinii trebuie să ia poziție, trebuie să își arate indignarea, Trebuie să protestăm cum putem. Bineînțeles, ca un creștin trebuie să facem acest lucru cu uh, 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 politețe, ca să zic așa. Dar totodată trebuie să fim fermi. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, aceste lucruri apar, aceste blasfemii, numai și numai la adresa Domnului Isus. Singura cale de mântuire a omului, aceste lucruri apar. Aceste atacuri sunt îndreptate întotdeauna asupra religiei creștine, nu asupra altei religii, observați lucrul ăsta și în filme și în videoclipuri oriunde. Și asta pentru că Domnul Isus Hristos, care a existat întotdeauna partea Sfintei Trinități, reprezintă adevărul, reprezintă singura cale de mântuire. Creștinătatea este de fapt adevărul, nu este o religie. O religie e așa ca să o catalogăm, să o punem. Dar creștinătatea nu este un set de reguli și de filosofii, cum sunt alte religii false. Creștinătatea reprezintă adevărul. Pentru că Isus Hristos reprezintă adevărul. Și Isus Hristos ne-a demonstrat că este Dumnezeu prin înviere. Niciun alt lider al unei alte religii nu a înviat. Toți au rămas morți. Dar cum a fost profețit cu sute de ani în urmă, Domnul Isus Hristos a demonstrat Că este Dumnezeu și că este singura cale de mântuire a omului de viață veșnică în rai, prin înviere. E, și tocmai de aceea, diavolul știe asta, ăsta este motivul care ă, Domnul Isus Hristos este împroșcat cu noroi, este blasfemiat și toate varurile creștine de către Satana. Pentru că Satana cunoaște că, este, că Isus Hristos este adevărul, că este singura cale de mântuire. Acum, alte aspecte. Dumnezeu nu se lasă bat jocorit. Aceste blasfemie, aceste dejecții spirituale, cei care fac aceste lucruri vor plăti. Este scris. Galateni 6 cu 7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bat jocorit. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Apoi, al lucru. Întotdeauna am avut de-a face cu un război spiritual, și în trecut, și în momentul de față, și în viitor. Deci, există forțe demonice, forțe întunecate, care întotdeauna se opun lui Dumnezeu. Întotdeauna aceste forțe ispitesc omul ca să-l facă să păcătuiască, ca să îl țină de la Isus Hristos, pentru că Isus Hristos este singura cale către mântuire. În Sfânta Scriptură este scris următoarele lucruri Efeseni 6 cu 12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui Adică om cu om, soldat cu soldat Adică o bătălie normală Ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor Împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac Împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești Deci suntem avertizați că există un război spiritual cu forțe uh, spirituale demonice, nevăzute, care ne ispitesc. Aceleași forțe demonice lucrează prin mâna unor oameni din nefericie, din nefericire pentru a aduce aceste blasfemii pe, pe, pe ecran. Deja nici nu mai se feresc. Întotdeauna au existat, în diverse forme. Înainte slujeau uh, 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 zeilor păgâni, zeilor falși, entităților demonice în frunte cu Bal, în, funcție, în, funcție în frunte cu uh, aștartele și alte, uh, Moloch care era zeu prin care se făceau și sacrificii, sacrificii umane și ardeau proprii copii în mâinile acestui, în ghilimele uh, uh, zeu, zeu fals bineînțeles, păgân și ușor, ușor, adică niciodată n-a încetat Lumea seculară întotdeauna a fost opusă lui Dumnezeu. Pentru că lumea, lumea, este carnală, este trupească, este opusă lui Dumnezeu, este, este influențată de Satana. Omul întotdeauna a fost atras de păcat. Pentru că a fost dulce, cel puțin la început. Bineînțeles că au existat oameni care l-au urmat pe Dumnezeu. Bineînțeles că după venirea Domnului Isus Hristos, întotdeauna au existat creștini care l-au urmat pe Hristos, care au crezut în El, în jertfa Lui și în învierea Lui. Dar, per total, sistemul umesc care se deschis în Biblie întotdeauna a fost împotriva lui Dumnezeu, împotriva valorilor lui Dumnezeu. Numai că acum se amplifică. Alt lucru care, ce, ce mai îmi spune aceste lucruri care se mulțesc, blasfemii și fel de fel de hule la adresa lui Dumnezeu atotputernic, este cum spunea și un prieten bun al meu, care spunea următoarele, cu cât aceste nenorociri, cu aceste, aceste blasfemii se mulțesc, cu atât este mai aproape ziua venirii, a, cu, atât, cu atât este mai aproape a doua venire a Domnului Isus Hristos. Și are dreptate. Aceste lucruri sunt scrise în Biblie că trebuie să se întâmple. Ceea ce noi trăim astăzi este scris, este profețit cu mii de ani în urmă. Tocmai de aceea v-am spus la început că nu mă surprinde aceste lucruri. Da, sunt trist pentru că sunt oameni care nu deschid Biblia, care nu au cunoștințe biblice, sunt analfabeți din punct de vedere al cunoștințelor din Sfânta Scriptură, care nu știu istorie și care se lasă manipulați și care se joacă cu focul și cu propria lor viață veșnică și care cred că este cool să facă aceste lucruri doar pentru un moment de faimă, un 2-3 ani de bogăție sau de faimă și alte lucruri. Și, și își taie, își taie uh, singur craca de sub picior Ia uitați ce ne avertizează Domnul Iisus Hristos acum 2000 de ani Tocmai de aceea v-am spus că nu mă surprinde Pentru că studiez Biblia în primul rând Și studiez aceste fenomene care se întâmplă de vreo 10-15 ani În mod accelerat ca să zic așa La televiziune, la film, la uh, uh, evenimente sportive majore De deci ce ne spune Domnul Iisus Hristos? În Ioan 15 cu 18, Domnul Iisus ne spune, dacă vă urăște lumea, adică pe noi creștinii, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Deci, cu alte cuvinte, aceste, aceste blasfemii, aceste asupriri la adresa creștinilor, aceste atacuri, Domnul Iisus Hristos ne-a spus că o se vor întâmpla. De ce? Pentru că vin de la forțe demonice, vine de la satana. Și satana urăște pe Dumnezeu, satana urăște pe Domnul Iisus Hristos. Și satana urăște pe cei care urmează pe Domnul Iisus Hristos, pe noi, pe creștini. Alt pasaj, ce ne spune Domnul Iisus Hristos? Matei 10 cu 22, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Sau Marcu 13 cu 13, veți fi urâți de toți pentru numele meu. Deci vedeți, aceste lucruri au fost profețite. Aceste lucruri ne-au fost puse de Domnul Iisus acum 2000 de ani că trebuie să se întâmple. Este trist, dar trebuie să se întâmple. Au fost multe alte evenimente. Las niște linkuri în acest video. Uitați-vă în descrierea acestui video de evenimente majore sportive în care vedem fel de fel de simbolistică satanică, ritualuri satanice, lucruri care n-au nicio legătură cu evenimentul respectiv, cu ceremonia. Spre exemplu a fost ceremonia de deschidere a unui tunel lung din, din Elveția, tunelul Gotthard. Iarăși au fost jocurile de la Commonwealth din Birmingham, din Anglia. Iarăși, deci las linkuri, uitați-vă, cei care știți engleză o să înțelegeți și mai bine, dar și dacă nu știți engleză o să vedeți ce față ritualuri satanice ceremonii demonice care nu au nicio legătură cu evenimentul sportiv deci din nou cu trimitere, cu atac la valorile creștine și la a, a, Domnul Isus Hristos deci revin de ce diavolul împroașcă cu noroi și face și blasfemează pe Domnul Isus, pentru că Domnul Isus Hristos este singura, repet, singura cale de mântuire a omului. Nu eu o spun, ci Sfânta Scriptură. Dacă sunteți, dacă își cunoașteți canalul meu, am repetat asta de foarte multe ori. Domnul Isus Hristos a existat dintotdeauna. Este parte a Sfintei Trinități. Și El s-a întrupat acum 2000 de ani. În om s-a limitat și a murit și a înviat astfel încât orice om, pentru că orice om are păcate, Sfânta Scriptură nu spune, orice om care se pocăiește de păcate și crede în jerfa și în învierea Domnului Isus Hristos, să fie mântuit, să aibă viața veșnică în rai. De asta diavolul atacă pe creștini, de asta diavolul blasfemiază pe creștini, de asta diavolul în primul rând blasfemiază pe Domnul Isus Hristos. Din ură pentru că urăște pe Dumnezeu și ca scop este să țină omul, să țină omul de parte, să ține omul departe de Isus Hristos care este singura cale de mântuire. De altfel, Satana, vedem în Sfânta Scriptură, a încercat de multe ori să-l împiedice de parcă ar fi putut pe Domnul Isus Hristos să înfăptuiască lucrarea de mântuire la cruce două exemple. Când diavolul a avut o brăznicie și tupeul să-l ispitească pe Isus în pustiu și să-l împiedice să înfăptuiască lucrarea la cruce, sau când prin mâna regelui diabolic Irod, Diavolul a ucis o grămadă de bebeluși, de sugari, o grămadă de copii până la 2 ani, pentru că a vrut să îl ucide pe pe pruncul Iisus, pe Domnul Iisus Hristos Și n-a reușit, bineînțeles Pentru că nu te poți spune cu Dumnezeu tot puternic. Dar a încercat mereu Fie până atacuri directe Fie până bat jocură Fie până blasfemii Fie prin insulte și alte lucruri respective Am, am urmărit uh, Un pic Ce a spus comitetul Care a pus la punct această dejecție, ca să zic așa, de ceremonie la Olimpiadă și au cerut așa scuze în tot în bat sincer să fiu. N-au avut niciun motiv că n-au vrut să jignească. Cum n-ai vrut să jignești? Pe fața ai jignit. Cum adică? Adică toleranța pe care o predici este valabilă pentru oricine, dar numai pentru creștini nu e valabilă toleranța? Cum adică n-ai vrut să jignești? Ai vrut să jignești? Pe față! Te-ai și chinuit să pui ceva la cale astfel încât să insulți pe Domnul Isus Hristos și pe, și pe creștini Mă enervează de nu se poate Când urmăresc aceste lucruri Și mă enervează că sunt oameni Le-a luat interviu acolo Sunt unii oameni care nu vedeau nimic greșit cu treaba asta Vă dați seama Ce analfabetism Din punct de vedere spiritual Ce lipsă de cunoștință Din Sfânta Scriptură Din deci, înțeles probabil Din nefericire mulți erau atei Alții nu cunoșteau Scriptura Adică cum adică să-l bagiocorești pe Dumnezeu, creatorul nostru, stăpânul nostru, pe Domnul Iisus Hristos, partea Sfintei Trinități, mântuitorul nostru? Lucru diavolesc, satanic. Aceste lucruri nu ar trebui să existe, trebuie să luăm poziție. Am văzut că unii au luat poziție. Și mă bucur. Fie că a fost fețe, o față bisericească, fie că a fost Elon Musk care a spus că a fost o jignire. La adresa tuturor creștinilor. Și a fost. Fie o companie americană, C Spire, care s-a retras și a retras reclama. A zis, noi nu vrem să dăm reclamă, să participăm când Domnul Isus a fost bagiocorit. Bravo lor! Bravo lor! Și mulți ar trebui să facă așa, mulți ar trebui să boicoteze, să-i ustură la buzunar, să vadă că nu te poți juca, nu poți jini pe creștin, nu poți jini pe Domnul Isus Hristos. Nu știu dacă știți, dar după ce a fost ceremonia de deschidere a fost, un, a fost o mare pană de curent în Paris. Coincidență? Nu cred. Părea mea că a fost un semn de la Dumnezeu. Și cine credeți că era, ce clădire credeți că era luminată? Singura din Paris. O biserică. Păi e coincidență? Nu cred că e coincidență. Toate le vede Dumnezeu. Atenție, toate le vede Dumnezeu. Este scris în Biblie că în fața Domnului Isus Hristos orice genunchi se va pleca la un moment dat. Filipen 2 10. Pentru că în numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul. În numele Sfinte Scripturi, vă spun că veți da socoteală. Oricine dă socoteală, oricine care îl bagiocorește pe Dumnezeu și pe Isus Hristos și Duhul Sfânt, oricine. Pocăiți-vă imediat de păcate și cereți-vă iertare lui Dumnezeu. Altfel, mânia lui Dumnezeu este pe, peste cel care face aceste blasfemii. Deci revin spre închiderea mesajului. Diavolul face aceste lucruri întrucât știe că Domnul Isus Hristos este singura cale de mântuire. Uitați aici niște pasaje, m-ați auzit de foarte multe ori repetându-le. Ioan 14 cu 6, Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci diavolul știe că Domnul Iisus Hristos este singura cale de mântuire. Faptele Apostolilor 4 cu 12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Deci vedeți, numai prin Domnul Isus Hristos. Și acum un vers extraordinar de puternic, Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Închid citatul. Da, e adevărat că un creștin trebuie să se comporte cu politețe. Dragostea este o virtute creștină de care un om care urmează pe Hristos trebuie să dea dovadă. Dar în același timp nu înseamnă să, când sunt lucruri de genul ăsta, să bagi capul ca struț în pământ și să te faci că, că, că aceste lucruri nu s-au întâmplat. Nu trebuie să te faci că nu vezi. Nu trebuie să taci din gură. Ca și creștin trebuie să iei poziție în mod politicos, dar ferm. Iarăși, liderii, liderii țărilor. Că de alegem lideri, nu? Dar dacă n-am alege lider, am fi doar noi singuri cu asta basta. Dar alegem lider nu ca să fie ca o, ca o maimuță și să se uite pe pereți. Să spună, mai jinit, mai jinit, eu sunt popor creștin, eu sunt creștin ca lider. Delegația noastră se retrage, reclama se retrage, nu mai vrem drepturi de, de televiziune, nu știu, nu mă pricep. Nu sunt în domeniul, ăsta, în domeniul ăsta, sunt sigur că să găsesc metode de a protesta. Unde? Acolo unde arde la buzunar. Să vezi după aia cum nu mai-și nu mai, nu mai permit să facă blasfemii la adresa lui Isus și la adresa creștinilor. În America este un caz celebru acum, aș zice cam un an de zile, o firmă de bere, nu vreau să-i dau numele, ca să nu-i fac reclamă, a îndrăznit să facă o reclamă cu ceva care contravenea valorilor creștine. Și... Persoanele creștine și conservatoare din Statele Unite au refuzat, au boicotat, au refuzat luni de zile să cumpere acea firmă de bere. Și ce s-a întâmplat? Acea firmă de bere a pierdut miliarde, repet, nu milioane, miliarde de dolari. Și uite așa, uite așa, acea companie probabil nu o să mai îndrăznească să facă o reclamă care să fie împotriva valorilor creștine. La fel trebuie să procedăm și noi și vândem să procedați așa dacă sunteți creștini când se întâmplă lucruri de genul ăsta, Blasfemii de genul ăsta. Pentru că altfel lucruri de genul ăsta se vor înmulți și se vor normaliza. Aud, a, voi creștini, ia lăsați-mă cu Biblia voastră și îmi religia voastră pe gât. Dar tu îmi bagi propaganda ta și dejecțiile tale spirituale, blasfemiile tale îndreptate împotriva lui Isus și împotriva valorilor creștine și biblice. Tu mi le bași pe gât. Ba chiar îi indoctrinesc pe copii Și îi programezi Păi cum? Întotdeauna mă voi opune la așa ceva Și orice creștin va trebui să ia poziție Împotriva acestor, împotriva acestor lucruri Ceremonia asta De deschidere A olimpiadei Prin faptul că A bagiocorit scena Cinei? Cinei? Între Domnul Isus și apostoli Practica bagiocorit, a bagiocorit Evanghelia pentru că la cină Domnul Iisus Hristos mănâncă cu apostolii și pâinea simbolizează trupul lui care avea să fie răstignit la, puț la, la puțin timp, după cină, pentru păcatele omenirii. Iar vinul care s-a băut la acea cină reprezintă sângele prețios al Domnului Iisus Hristos care s-a jerfit pentru noi și a înviat astfel încât noi să avem viața veșnică. Deci dracul prin această scenă, a blasfemiat pe Domnul Isus și Evanghelia, Evanghelia Mântuirii. Și îmi spun organizatorii că n-au vrut să jignească. Cum n-ai vrut să jignești? Ai vrut să jignești pe față. Ai și jignit pe față. Ăsta n-a fost accident, să fie clară treaba. Acum, Sfânta Scriptură ne învață că, din păcate, aceste lucruri, aceste blasfemii, se vor înmulți, se vor înteți, se vor accelera. Credința multora se va răci. Mulți se vor lepăda de uh, Domnul Iisus Hristos. Mulți se vor lepăda de credință. Omenirea va fi scăldată în păcat. La un moment dat va apărea pe scenă anticristul, care va fi un lider mondial diabolic, care va face lucrarea diavolului și va conduce un sistem global, opresiv și de control va face tot ce este antidumnezeu. Bineînțeles că va persecuta creștinii și alte lucruri. Multă lume îl va urma. Vor fi manipulați, vor fi programați, vor fi spălați pe creier Îl vor urma. Și totul se va termina, atenție, cu a doua venire a Domnului Isus Hristos, care va distruge și pe Anticrist și pe Profetul fals care va fi responsabil cu propaganda și toată lumea care va fi găsită în păcat, toată lumea care nu va fi pocăită și toată lumea deci care îl va respinge pe Domnul Isus Hristos. Întrebarea este, suntem noi pregătiți pentru a doua venire a Domnului Isus Hristos, care se pare că va fi mai rapidă decât ne-am închipuit, cel puțin eu unul, ne-am făcut noi o analiză spirituală a vieții, ți-ai făcut tu, cel care Mă vizionez astăzi, ți-ai făcut o analiză spirituală a vieții? Vă spun asta cu dragoste. Pentru că Sfânta Scriptură ne învață următoarele. Cu toții avem păcate. Ne naștem un păcat, păcatul de la Adam și Eva, care s-a transmis din generație în generație, Biblia o spune, nu eu, plus păcatele care le facem în cursul, în cursul vieții. Fiecare dintre noi încalcă, violează poruncile lui Dumnezeu, una sau mai multe. Și... Dumnezeu este dragoste Dar Dumnezeu este și justiția supremă Este dreptatea supremă Și Dumnezeu ne spune că plata pentru păcat Este moartea veșnică Este viața veșnică în iad Cineva va spune Stai domne, păi da Dumnezeu care este dragoste Să ne trimite în iad nu, nu, nu Dumnezeu ne trimite în iad Omul, păcatul Omul care păcătuiește să Să pune singur în iad Omul care nu se pocăiește de păcat și nu ascultă la șansele și avertizmentele pe care le dă Dumnezeu în Domnul Isus Hristos. Pentru că păcatul nu poate sta în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu n-ar fi drept dacă nu ar pedepsi păcatul. Dar vedeți, Dumnezeu este și dragoste. Și Dumnezeu ne spune că singura cale de mântuire este atunci când omul, orice om, își dă seama, conștientizează care păcate le mărturisește cu sinceritate și se pucăiește de ele, adică se întoarce, nu mai le face, își schimba atitudinea, comportamentul, se întoarce la Dumnezeu, își dă seama că a fost un păcătos și, și a încălcat cuvântul lui Dumnezeu și poruncile și, nu mai păcătuiește și crede în învierea, crede în jerfa și în învierea Domnului Isus Hristos. Numai așa un om poate avea viața veșnică. Așa că vă îndemn cu dragoste. Nu vă jucați cu viața dumneavoastră eternă. Pe pământul ăsta suntem 50, 60, 70, 80 de ani cât vrea Dumnezeu. De fapt, Sfânta Scriptură ne spune că viața e ca un abur care apare puțin și dispare. Ceea ce e adevărat, ceea ce contează este viața eternă pe care o avem după ce murim. Care poate să fie în iad sau poate să fie cu Dumnezeu în rai. De aceea diavolul face totul, face, face tot posibilul astfel încât să-l țină pe om de la Hristos, de la Biblie. Nu vedeți? Că de-aia sunt bagiocurile și blasfemiile. Pentru că diavolul știe. Diavolul știe Sfânta Scriptură. Diavolul știe că Isus este singura cale de salvare, de mântuire a omului. Tocmai de aceea atacă creștinătatea. Vedeți că numai creștinii sunt atacați. Numai varole creștine, numai Biblia, numai Sfânta Scriptură, numai Domnul Isus Hristos. Așa că întâmplări de genul ăsta trebuie să, să, ne, să fie ca un duș rece, în primul rând trebuie să luăm poziție, ca și creștini trebuie să ne gândim că trăim vremul profetice și că din ce în ce ziua când Domnul Isus Hristos se întoarce este mai aproape și mai aproape, iar cei care nu-L cunosc pe Domnul Isus Hristos, cei care nu s-au pocăit de păcate, aceste lucruri trebuie să fie avertizmente, trebuie să fie semnale de alarmă să nu mai amâne. Și să se pucăiască de păcate și să creadă în Domnul Isus Hristos. În jertfa și în viera Lui. Să nu mai amâne. O, mă duc la bătrânețe și mai am timp. Și ce mai ai timp? Nu știi dacă mâine ai un accident. U, serios, nu vreau să fiu fatalist sau să uh, spun lucruri negative. Dacă mâine ai un accident, nu mai amânați. Ce vă costă? Ce vă costă să îngenuncheați câteva minute și să spuneți în inimă? Tată, vin în fața ta, sunt păcătos, recunosc că am păcătuit, am încălcat poruncile, cum spune cuvântul tău Sfânta Scriptură. Dar astăzi, astăzi sunt determinat, astăzi decid, am luat decizia să te urmez. Îmi pare rău de păcatele care le-am făcut și mă pocăiesc de ele. Astăzi deci să te urmez, o să citesc cuvântul tău Sfânta Scriptură și o să urmez calea ta, o să fac voia ta. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, că ai murit și pentru mine. Te rog, vină în viața mea, și, și mântuiește-mă. Astăzi îmi predau controlul vieții mele în mâinile tale. Și apucați-vă să citiți apoi Sfânta Scriptură și o să vedeți că Duhul Sfânt este o promisiune. va locui dumneavoastră și vă va ghida viața spirituală, veți crește spiritual. Știți sigur că aveți viața eternă în rai. Va fi viața perfectă? Nu, Biblia nu promite acest lucru, dar veți crește spiritual, Dumnezeu va fi cu dumneavoastră când veți avea necazuri. Vă va ghida, nu vă va lăsa. Și în primul rând știți că aveți viața eternă în rai. Duhul Sfânt vă va ghida, vă va păzi, vă va informa, vă va, vă va, face ca un radar în cap, ca să zic așa, spiritual, astfel încât veți detecta imediat ereziile, învățăturile false, păcatul, ceea ce în trecut vi se părea că e ceva normal când păcătuiați. O să vă deranjeze păcatul. De ce? Pentru că păcatul îl deranjează și pe Dumnezeu. Deci ceea ce îl deranjează pe Dumnezeu, pe Dumnezeu o să vă deranjeze și pe noastră o să vă opuneți păcatului, o să aveți putere să rezistați ispitei păcatului. Cam asta am vrut să spun în acest mesaj, sunt multe de vorbit. Închei aici, Domnul Iisus Hristos să vă binecuvânteze, la revedere!